Biblioteca Județeană Ovidiu Sușanu Hunedoara Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara și în parteneriat cu Teatrul Dramatic Ion de Sârbu din Petroșani, organizează evenimentul cultural literar intitulat Dor și Drag de Dragobete, în data de 22 februarie de la ora 17, în foaierul Teatrului din Petroșani. Astfel va fi marcată una dintre cele mai frumoase sărbători românești. Și în acest an vom organiza o activitate culturală cu prilejul Zilei de Dragobete, presărate cu frumoase momente artistice, cu poezie și muzică, cu crearea unei ambianțe care să le amintească tuturor participanților că tradițiile noastre populare nu pierd niciodată. Celor prezenți li se va oferi un frumos și bogat program artistic la care își vor da concursul artiști hunedoreni, poeți, cântăreți, adevărați creatori de frumos și de veritabilă spiritualitate. Programul va fi deschis de îndrăgitul solist de muzică populară Ciprian Roman, care împreună cu grupul instrumental Drăgan Muntean, condus de profesor Gheorghe Câlțea, va susține un recital de cântece românești de dragoste sub genericul Toate dorurile mele, a declarat Sebastian Ioan Bara, managerul Bibliotecii Județene Ovidiu Sușanu Hunedoara Deva. În cadrul evenimentului va avea loc și un recital de poezie intitulat Metaforele dragostei. Actorii Teatrului Dramatic Ion de Sârbu din Petroșani vor dărui clipe de bucurie tuturor celor ce iubesc poezia, în special lirica de dragoste. Quartetul Core va oferi în finalul programului un recital de piese de mare popularitate din literatura muzicală clasică și contemporană, piese puse și ele sub semnul eternului sentiment al iubirii.